Bună tuturor și bine ați venit la Minutul de Mindfulness! Sunt teacher Andreea și astăzi vă voi arăta un exercițiu de concentrare a atenției pe respirație, pe care noi îl facem deseori cu elevii noștri la Shakespeare School, pentru a-i ajuta să se concentreze mai bine, să își gestioneze emoțiile mai bine atunci când se simt copleșiți de ce se întâmplă în jurul lor și pentru a-i ajuta practic să fie cât mai prezenți în tot ceea ce fac. Pentru acest exercițiu vom găsi o poziție confortabilă, cea poziție mindful, cu spatele drept. Vom închide ochii și vom număra respirațiile. Asta înseamnă că vom începe cu prima inspirație 1, apoi 2 atunci când expirăm, 3 atunci când inspirăm din nou, 4 și așa mai departe. La un moment dat, există posibilitatea ca toate gândurile care abia așteaptă să fie procesate de mintea noastră să năpădească. Nu este nicio problemă. Pur și simplu, observăm și cu atenție și înțelegere ne îndreptăm din nou către procesul numărătorii. De fiecare dată când facem lucrul acesta, de fiecare dată când observăm că suntem asaltați de gânduri și reușim să ne îndreptăm atenția din nou asupra lucrurilor pe care le făceam, antrenăm și mai mult mușchiul atenției și căpătăm mai mult control și o mai mare disciplină a minții noastre. Vă propun să începem chiar acum cu o durată mică de aproximativ jumătate de minut. Vom intra în poziția noastră mindful și ne vom îndrepta atenția asupra respirației, începând să numărăm. Acum vom deschide ochii, să ne mișcăm puțin, să ne mișcăm mâinile, picioarele. Ok. Un alt lucru important este ca la sfârșitul fiecărui exercițiu de mindfulness să intrăm în contact cu ce simțim. Ce se întâmplă cu corpul nostru, ce se întâmplă cu mintea noastră, câte respirații am reușit să numărăm. Vă propun să faceți acest exercițiu și alături de cei mici. Lor le place foarte mult să vadă cât au reușit să se concentreze și la ce număr au reușit să ajungă. Putem începe cu o durată destul de mică, un minut, și pe măsură ce reușim să ne concentrăm din ce în ce mai bine, putem mări această durată. Putem ajunge chiar la 10 minute pe zi. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc și ne vedem la următorul minut de mindfulness.